Date. Evidențiind astfel dictonului de la Croix, nu există nicio altă artă fără poezie. La acest eveniment au confirmat prezența personalități culturale și diplomatice din Cerneuți, poeți, critici, traducători și jurnaliști. Se spune că românul s-a născut poet, deci fiecare dintre noi ar trebui și ar ști să spună câte ceva despre poezie. În lumea noastră, diplomației este și a politicului în general este mai puțină poezie, din păcate. Nu spun că este mai mult teatru. Asta dumneavoastră decideți. Oricum, această acțiune, dați-mi voie să o numesc o acțiune desăvârșită de diplomație culturală. Veniți în sprijinul a ceea ce noi gândeam să facem o întâlnire cu dumneavoastră aici la Libertatea Cuvântului, să aducem și pe ceilalți redactori șefi, mă rog, colective redacționale de la mass media de limbă română de aici din Cernăuți, să creăm o punte de legătură între dumneavoastră și mass media din România. E nevoie de așa ceva. Încă o dată, mulțumirile noastre. Sper să ne întâlnim și în alt format. Mulțumirii celor care și-au exprimat căldura sufletului, sentimentele prin condei, prin versuri, prin scris în general. Este ceea ce rămâne, ceea ce va rămâne după noi. Și e bine să se întâmple așa, pentru că ați văzut și dumneavoastră, nu trebuie să ne facem, să-mi fac mea culpă acum. În România, de multe ori, valorile sunt spirituale, culturale, sunt recunoscute, sunt, mă rog, mediatizate și slăvite abia atunci când nu mai sunt. Să vedeți cu ochii dumneavoastră versurile dumneavoastră și creația dumneavoastră și sentimentele dumneavoastră spuse, să le auziți spuse de acești copii într-o limbă română curată, eu zic că este cea mai mare dovadă a faptului că ceea ce ați creat dumneavoastră este ceva util și va rămâne. O surpriză plăcută scriitorilor români din Cerneuți a fost realizarea filmului recital de poezii ale autorilor bucovinini de către elevii gimnaziului numărul 6 din Cerneuți. Vasile Levitsky, cuvânt pentru Luceafăr. Tei vechi din Bucovina, te-au văzut, te știu, te simt și înfloresc a câta oară prin pădure de argint. Tei mari, străjeri la drumuri, te-mbiau la umbra deasă când mi-ai cunoscut meleagul, când porneai pe drum acasă. Codrii se mai țin și acum și te îndeamnă să rămâi, să te culci lângă izvoare și cu brațul căpătâi, să cutreieri dus pe gânduri prin desișul de făget, îngânat de glas de ape, ca pe atunci fiind băiet. Tudor Zegrea, la marginea nopții. Cât sânge cald mai ai tu, neamul meu, cât adevăr în vine, cât minciună, pe crucea ta ai urcat chiar Dumnezeu și sângeriți cu dânsul împreună. Tu parcă treci din mare în pustiu, curata vremei ce-ți dărâmă oase și ora lumii bate în timp târziu și cerul are marginile roase. S-au dus străbunii unde, în care joi, pe drumul cu golgotei tot mai rece și ploile se aruncă în noroi, cu tot cu lacrimi se mile nece. Zile cărunte trec printre statui, zăpada în cer mai pâlpâie orfana. Strigătul meu e parcă-l nimănui și ploapa cade grea pe nouă rană.
Salutic, nemuritoare sfântă ctitorie. Pentru acest neam carpatic ce mai cântă și azi balada despre un moș novac, străbuna limbă-i ctitorie sfântă, mai sfântă decât tot ce avem din veac. Nemuritoare slovele române pe plaiul unde pumnul a trăit și unde Eminescu către mâine ca un luceafăr d'alb a răsărit. Nemuritoare roșia dumbravă, glorificat în vers de Alexandrii, nemuritoare e dubul cel de slavă ce iarăși prinde în noi a se trezi. Vasile Tărățeanu, stare, în ochii iubirii un vis lacrimând, tristețe de suflet, tristețe de gând, și vântul tot mâna avit peste noi, în turme de nouri nesfârșite de ploi. Și în clipa aceea de ești încă viu, tot ce rău îți pare capac de sicriu. Arcadie Suceveanu, câte sute de pestrui, rândul nica cioc verzui, câte sute de pestrui, pe pe sute sau pe un chil, cer vreo trei zile de april. Însă astăzi, pui voinic, ai întârziat un pic, căci pe cei câți am avut, într-o clipă i-am vândut. Cei câțiva ce au mai rămas, îți ajung dar pentru nas. Vasilii Tărățeanu, clopoțelul primeverii, cling, 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 din clopoțel sună albul gheocel și anunță că prin țară bate vânt de primăvară. Simeon Gociu, prea cinstită maică, prea cinstită maică pâinea, ea cea blândă ca lumina, soră dreaptă, cu viață ne hrănește dimineața. Mielcu Mircea Lutic, în căsuța din grădină locuiește o jivină, și căsuța e pestriță și jivina e cu cornițe. Căsuța fără ferești, jivină, cum te numești? Nu jivină care îl pare, nu, că-i duc casa în spenare, nu vă spun cum mă cheamă, că mă știți de bună seamă. Programul acestei întâlniri a fost bogat, cuprinzând discuții la masă rotundă, recitaluri de poezii a scriitorilor români din regiunea noastră, de asemenea și lansarea cărții Jocul dilemelor, a tânărului scriitor Marin German. Este de fapt o prezentare a cărții în premieră. E posibil, am discutat recent cu domnul Vasile Tărățeanu, posibil să fie o prezentare cu participarea editorului de la Râmnicu Sărat și sperăm că va avea loc acest lucru în cel mai scurt timp. Ce să spun, în contextul zilei poeziei care se apropie, consider în continuare poezia, cum a spus Nichita Stănescu, o artă care nu a fost încă jefuită și cred că nici nu va fi niciodată. Și în încheiere, ca să fie mai puțină vorba și mai multă poezie, îmi permiteți să vă citesc două-trei versuri din cartea care a apărut. Noul Don Quixote. În regatul luminii, Don Quixote vorbește cu spinii. Se consideră poet și pare enervat, caută în memorie clipe de neuitat, dar nu găsește. El este neliniștit și puțin agitat. În fața oglinzii stând, el și-a adus aminte de prima sa moară de vânt, prima sa dragoste, una mecanică, una neînțeleasă. Medita la rotațiile unei elice ce face pâine din spice, retrospecta cum l-a mușcat un câine când e dezgropat din întâmplare mâncarea lăsată pe ziua de mâine. Și stă singuratic Don Quixote, vorbește cu spinii, scriind poezii în regatul luminii, despre o lume utopică îi se înșiră versul și de sute de ani crede că doar cititorii vor înțelege sensul.
autorul prezentei culegeri cultivă o poezie lirică profundă. Cum e întunericul? Când închid ochii, nu mă trezesc față în față cu întunericul din mine. În schimb, te văd pe tine, iubito. În loc să mă întâlnesc cu acel mister care înghite timpul, spațiul, ideile neînțelese, mofturile infantile, cuvintele nepronunțate și realitatea în genere, te văd pe tine zâmbind. De la o vreme mi-ai subminat tot întunericul, nu mai știu cum arată, poate s-a luminat deja. O carte bună este o comoară în casa omului, în fiecare bibliotecă, și fericit este cel care citește această carte. El este asemenea omului înțelept, care scoate din tezaurul său lucruri vechi și lucruri noi. Sunt atâtea definiții ale poeziei. Eu nu accept niciuna din definițiile științifice, fiindcă poezia nu poate fi definită pe cale științifică. Că poezia poate fi definită prin sine însuși, adică prin artă, prin starea de suflet. Și asta, și definițiile artistice al poeziei sunt foarte numeroase. Am auzit una astăzi, una din definițiile poeziei. Iată, titlul cărții domnului Marin German este o definiție artistică a poeziei, de fapt. Jocul poeziei este un joc al dilemelor. Poeții prezenți la întâlnire au discutat și despre rolul poeziei în păstrarea identității naționale. Vasile Nevitski, care ne citea la universitate, care am intrat eu, ne citea folclorul. Și mi-aduc și acum aminte câteva rânduri pe care, țin minte cum i-aș trecura de aici de prin chic, așa, și spunea, Doamne, cât de negri sunt munții, Doamna, când se duc recruții. Și astea de la Vasile Levitski le-am auzit pentru prima dată și le țin minte, câte trei le voi ține minte. Apoi, atâtea doruri mă apasă, câte cuies într-o casă. Iată câte poezie sunt în aceste rânduri simple și de la anume simplitatea aceasta a poeziei folclorice, fiecare dintre noi învață adevărata poezie. Dacă ne uităm și la poezia lui Mihai Eminescu, marele nostru creator, și la Grigori Vieru, dacă ne gândim la poezia lui mamă, să zicem, ușoară maică, ușoară, că ai putea să mergi călcând pe semințele ce zboară între ceruri și pământ, în priviri cu un fel de teamă, fericită totuși ești, iarba știe cum te cheamă, steaua știe ce gândești. Câtă simplitate și câtă profunzime iată în această poezie. De aceea, primii noștri poeți, cei anonimi, în primul rând ei au contribuit la formarea și păstrarea identității noastre naționale, iar apoi au venit marii noștri poeți, marii noștri creatori, de la care noi învățăm și vom fi întotdeauna discipolii lor. Ori, marea poezie a fost scrisă de acum, sperăm, fiecare de noi speră că va pune și el umărul câte ceva la marea operă literară română, dar anume această dorință a fiecăruia din noi, speranță, cred că leagă acele inele de aur dintre generații.